Salutare la toată lumea și bine am venit pe canalul meu. După cum vedeți, mă aflu în voliera porumbeilor din nou. După cum ați văzut și în titlu, vreau să reduc efectivul de porumbei. Așa că am câțiva dintre ei de vânzare. Și am zis să fac acest clip deoarece e posibil să fiți câțiva dintre voi interesați. Porumbeii se află în drobeta Turnu Severin și pot fi aduși pe ruta Drobeta București, chiar și în București. Na, ce să vă zic? Haideți să vă arăt pe care i-am de vânzare. Deci am această femelă. Prețul nu este unul mare, deci prețul o să fie între 20 și 50 de lei pe bucată. Nu cred că cer niște prețuri astronomice, să zic așa, deci prețuri decente. Deci această femelă, masculul de lângă ea, cerbut, este de vânzare. Mai este această femelă bălțată de vânzare. Acest masculaș list de 2020 și cel de lângă el, această femeie șalie, roșia respectivă, acest mascul. Deci am mai mulți de vânzare. Am și o femelă de Mulemans. Cred că este 2018, dacă nu greșesc. Am și un mascul de Mulemans. Este și acest mascul de vânzare, cel roșu, de 2020. Stai să-i scot eu de aici, de sub box, să-i vedeți. Mai sunt câțiva de... Ia uitați, acest albastru este de dat, cupul respectiv, acesta din mijloc, este și el de vânzare. Cam aceștia sunt. Cine dorește mă poate contacta în privat pe Facebook. Facebook-ul este Mădălin Ciorescu, la fel ca și canalul de YouTube. Și acolo pot să-i trimit poze separat cu ce dorește mai exact, adică ce culori și așa. Și așa mai departe. Ia uitați, acesta mascul de Mulemans. Ei sunt pereche. Una de aici. Și acesta de sus este de vânzare. Deci ar fi mai mulți, undeva la 10-15 maxim bucăți o să le dau. Le dau deoarece știu că nu este un număr foarte mare, am undeva aproximativ la 40 de porumbei, 35-40, nici nu i-am mai numărat. Chiar și acest pui este de vânzare, că am uitat să vi-l arăt, un pui foarte frumos. Mă mai este Mulemans. Tatăl este un cuc, nu știu de ce mi-a ieșit culoarea asta. Da, să revenim. Consider că sunt destul de mulți. Eu țin porumbei strict pentru pasiune, nu izvor. Deși aici credeți-mă că sunt porumbei luați și de la crescători care izboară. Dar eu i-am luat strict pentru pasiune. Pasiunea de a avea porumbei, nu de a concura cu ei. Deci cine dorește mă poate contacta în privat. Și o să le dau poze în detaliu cu porumbeii doriți. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, un subscribe și o distribuire să vadă cât mai mulți. Și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!